Vom începe lucrările de intervenție la castelele Pele și Pelișor. Din momentul în care am preluat mandatul și am fost să văd situația la fața locului în castelul Pele și de asemenea la Pelișor, am văzut starea gravă de deteriorare a acestor două obiective. Este revoltător și strigător la cer modul în care obiective de patrimoniu sunt deteriorate, punând în pericol existența lor, dar și a componentelor din interior. Și lucrul acesta vreau să vă menționez că nu este singular la castelele Pele și Pelișor. Lucrul acesta se întâmplă cu foarte multe investiții și cu foarte multe obiective de patrimoniu.